Sunt profesor Mândiță Baias, director al Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare și vă prezint modul cum am organizat noi comisiile de lucru din școală. Vorbim acum despre Comisia pentru Curriculum. Cum am procedat? Am creat un spațiu virtual unde putem stoca materialele ce compun portofoliul Comisiei pentru Curriculum. Acest spațiu se găsește pe Google Classroom, deci pe drive-ul unei clase create. Am creat clasa numită Comisia pentru Curriculum. Documentele Comisiei se vor încărca în drive-ul acestei clase. Acestea pot fi organizate ca într-un biblioraft și pot fi consultate la cerere de către oricine sau le putem lăsa liber să le poată consulta oricine. În acest spațiu virtual va avea acces pentru editare responsabilul comisiei. Se pot descărca materiale din drive-ul acesta. Exemple de materiale care au fost încărcate în drive-ul acestei clase, clasă pe care am numit-o Comisia pentru Curriculum. De exemplu, am pus decizia de numire, apoi atribuțiile comisiei, planul managerial se găsește aici, regulament de organizare a acestei comisii, un raport de activitate pe semestrul întâi l-a pus aici responsabilul comisiei. Uitați-vă cum arată materialele. Sunt un pic neorganizate, dar ele se pot ordona pe dosarele, pe foldere, exact cum ne dorim să arate într-un biblioraft. Linkul unde se pot consulta aceste materiale este acesta, un link care poate fi înlocuit cu anumite cuvinte relevante, de exemplu Comisia pentru Curriculum, chiar așa s-o numim. De ce procedăm așa? În acest spațiu pot avea acces să consulte documentele oricine este interesat să le studieze, să le acceseze. Vom folosi linkul către acest drive pentru a-l putea pune pe site-ul școlii. În acest fel, fiecare responsabil de comisie va edita documentele în orice moment, în cazul în care intervin modificări. Acest concept îl implementăm în Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Eu sunt profesor Mândiță Baias, director al acestei școli.